Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru miercuri 3 februarie. Și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok. Interesant, două arcane majore și o carte de săbi. Energii tensionate în această zi. O să se întâmple lucruri importante. Pe partea de dragoste avem aici spânzuratul, arcana majoră care în tarot reprezintă și planeta Neptun. În acest set de cărți, această arcană majoră este reprezentată de copacul vieții, care în mitologia vikingă era sursa înțelepciunii. Pentru că acest copac își are rădăcinile într-o fântână foarte adâncă, de unde poți găsi, poți primi răspunsuri direct de la divinitate. Vedeți aici acest om care stă în cap, spânzurat de acest copac, încercând să facă tot ce îi stă în putere ca să primească acest dar de la divinitate. Când de fapt lucrurile sunt foarte simple, tot ce trebuie să faceți este să vă conectați cu intuiția voastră. Intuiția voastră este calea de comunicare cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu adevărurile supreme ale acestei lumi. Nu trebuie să stați în cap, nu trebuie să faceți tumbe. Lucrurile sunt mult mai simple. Și pentru toți cei care aveți nelămuriri, nu știți exact care e faza cu relația voastră sau cu un posibil partener-parteneră, aici e foarte important să ascultați mesajul acestei cărți, mesajul lui Neptun și să vă conectați cu intuiția voastră, să vă ascultați instinctele. Neptun este planeta care comunică prin vise, prin semne, prin simboluri arhetipale. Nu trebuie să luați visele literal, pentru că ele sunt niște simboluri, niște metafore, niște alegorii care trebuie interpretate. Pentru aceia dintre voi care sunteți frustrați de faptul că relația voastră nu evoluează cu viteza, cu rapiditatea pe care voi v-ați dori să o ia această relație, este important în această zi să vă detașați puțin emoțional și să vedeți lucrurile și din cealaltă perspectivă, să faceți un pas în spate și să vedeți imaginea în ansamblu, pentru că dacă vă canalizați toată atenția doar pe un anumit detaliu care vă nemulțumește, care nu vă place, o să pierdeți mesajul general. Da, este o zi în care puteți să acumulați frustrări, partenerul sau partenera voastră nu vă răspunde la mesaje așa de repede cum ați dori. Sunt aici probleme de comunicare, sunt posibile opreliști, lucruri care vă deraiază planurile, dar astea sunt și datorită lui Mercur retrograd. Să nu uităm că ne aflăm totuși într-o perioadă de retrogradare, într-o perioadă în care trebuie să ne uităm la lucrurile care nu au ieșit bine de prima dată, pentru că acum avem ocazia să le reparăm, să le revizităm. Azi nu este o zi de salturi, de avansuri spectaculoase în dragoste, este o zi în care trebuie să luați lucrurile cu calm, încet și calculat. Aveți răbdare. Mesajul acestei cărți este unul de răbdare și încercați să demonstrați empatie, încercați să vedeți lucrurile și prin ochii celuilalt, prin ochii partenerului vostru. Pe partea de sănătate avem Moartea, cartea care în tarot reprezintă zodia Scorpionului. Nu vreau să vă speriați de această carte, nu înseamnă că o să muriți. Înseamnă că o să aveți o transformare în partea de sănătate. Moartea este cartea care vine imediat după spânzuratul, sunt înlănțuite una după alta. Și este cartea care înglobează lecțiile pe care acest spânzurat le-a învățat de la copacul vieții, astfel încât să facă o schimbare, o transformare absolut necesară, inevitabilă chiar. Nu vă luptați cu această transformare, pentru că este cel mai bun lucru care putea să apară în viața voastră acum. Pentru cei care trebuie să renunțați la un viciu, la un obicei, astăzi este ziua ideală să faceți această renunțare. O să vă fie mai ușor, pentru că și energia momentului vă susține în această direcție. Că vreți să renunțați la țigări, la alcool, vreți să mâncați mai puțin,
să nu mai stați nopțile treji, să dormiți, să vă odihniți ca lumea. Orice vreți să transformați în viața voastră pe sectorul acesta de sănătate, energia acestei zile vă susține foarte mult, este de partea voastră și vă va ajuta să treceți prin această transformare mai ușor. Ca să faceți această renunțare, această trecere, această tranziție mai ușoară, ar fi indicat să înlocuiți vechiul obicei cu unul nou. Spre exemplu, vreți să renunțați la țigări? De fiecare dată când simțiți nevoia să fumați o țigară, înlocuiți acel obicei cu un altul nou, cu un obicei mai productiv pentru voi. În loc să fumați o țigară, faceți 10 genoflexiuni. În loc să fumați o țigară, mestecați gumă sau găsiți un alt obicei care puteți să-l înlocuiți pe cel vechi, cel la care vreți să renunțați. Pentru că această moarte nu este doar o tăiere din rădăcină, este înlocuirea unui lucru vechi, unui lucru negativ, cu unul nou, cu unul pozitiv. Vreți să renunțați la alcool? De fiecare dată când simțiți nevoia să deschideți o bere sau să vă puneți un pahar cu vin, faceți-vă o limonadă sau un suc proaspăt sau, nu știu, găsiți un alt obicei cu care puteți să-l înlocuiți pe cel vechi și o să vă fie mult mai ușor. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 6 de săbii. Calmul de după furtună. Este foarte important ca în această zi să încercați să vă detașați de toate lucrurile care vă stresează, care vă dau energii negative. Dacă aveți un coleg la locul de muncă, la școală, la facultate, care vă stresează, vă dă o energie negativă, îndepărtați-vă de această persoană. Dacă aveți de făcut anumite lucruri care vă creează anxietate, angoasă, încercați să le amânați pe mâine, nu vă canalizați energia astăzi pe aceste lucruri. Bineînțeles, dacă nu sunt urgente, tot ce se poate amâna, încercați să amânați. Astăzi e o zi ideală să planificați o vacanță, să planificați un concediu. Dacă puteți să vă luați o zi liberă, ar fi ideal să stați acasă astăzi, să vă relaxați, să vă recuperați, să vă uitați pe Netflix, pe YouTube, să faceți orice alte activități care nu vă stresează, care nu vă consumă emoțional și mental. Pentru aceia dintre voi care astăzi încep un job nou, un proiect nou, o carieră nouă, cu 6 de săbi este foarte important să lăsați în urmă obiceiurile, gândurile, lucrurile, oamenii care vă stresau și să vă folosiți de acest nou început, astfel încât să trasați niște limite mult mai clare între viața voastră privată și viața profesională, între ce sunteți dispuși să faceți pentru jobul vostru și ce nu sunteți dispuși să faceți, între sacrificiile pe care sunteți de acord să le faceți și cele care nu sunt negociabile pentru voi. Per total, o energie interesantă pentru această zi de miercuri și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card din aceste cărți de înțelepciune pentru mesajul acestei zile. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, să dați un like acestui video. Pentru cei care nu ați văzut încă videourile pentru luna februarie pe fiecare zodie în parte, linkul este aici în colțul din dreapta sus. În aceste videouri am îmbinat astrologia și tarotul pentru a vă da o imagine mai completă asupra evenimentelor care ne așteaptă pe toți în această lună februarie, o lună foarte încărcată, cu foarte multă energie, în care toată energia o să fie comasată pe zodia vărsătorului. Dacă vreți să știți exact cum o să vă influențeze pe fiecare dintre voi aceste energii, vă recomand să vă uitați la aceste videouri. Dacă nu vă place astrologia, puteți să săriți direct la partea de tarot, pentru că găsiți în descrierea fiecărui video momentul de timp la care începe fiecare rubrică. Bineînțeles, recomandarea ar fi să vă uitați la tot, pentru că și din partea de astrologie, de horoscop, o să aflați informații suplimentare, pentru că acolo vorbesc pe zile, despre zilele cele mai importante din această lună și lucrurile la care vă puteți aștepta să le vedeți atât în plan mondial, global, cât și în plan individual. Bun. Și să vedem, pentru această zi avem aici 2 cărți care au plus să sară, 2 mesaje pentru această zi de miercuri. E doar un gând, iar un gând poate fi schimbat.
sunt una cu fiecare locuitor al planetei. Gândurile pe care aleg să le gândesc și să le cred în clipa de față îmi făuresc viitorul. Aceste gânduri îmi modelează experiențele de mâine, săptămâna următoare și anul următor. Sunt în linia întâi a trezirii unei noi conștiințe pentru întreaga planetă. Sunt gata să înlărgesc orizontul gândirii. Două mesaje foarte frumoase care se completează reciproc, care ne aduc aminte că toți suntem interconectați, chiar dacă prin prisma situației mondiale actuale mi se pare că suntem detașați, că suntem deconectați. În esență, cu toții participăm la crearea, la co-crearea acestei conștiințe globale, universale, la energia generală a planetei noastre. Și cum facem acest lucru? Prin gândurile noastre. Și partea cea mai frumoasă din acest mesaj este că avem puterea de a schimba aceste gânduri, de a crește energia generală globală a planetei, de a vindeca toată această planetă, dacă, bineînțeles, ne controlăm și ne ghidăm gândurile în acest sens. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!